Echipajul feminin al anului 2022 în canotajul mondial a fost acordat de Federația Internațională de Canotaj campionatelor mondiale și europene la dublu vâsle. Ancuța Bodnar și Simona Radiș, de altfel, caiacul și canotajul românesc au fost sporturile care au adus cele mai multe medalii în competițiile internaționale ale anului 2022. La europenele de la München, România a câștigat 5 medalii de aur și 3 de bronz. Acesta a fost și cel mai bun rezultat pentru canotajul românesc din istoria participărilor la competiții de acest nivel. Ancuța Bodnar și Simona Radiș au fost printre echipajele care au adus o medalie de aur. Este importantă fiecare medalie câștigată. Ne dă nouă încredere și speranță pentru viitor. Iar faptul că ne-am demonstrat nouă că suntem cu mult în fața celorlalte adversare nu face decât să ne facă pe noi să vizualizăm mai bine următoarele medalii pe care le vom lua. Nu știu dacă a fost un lucru foarte greu în cursă. Noi am încercat să facem cursă așa cum am antrenat-o acasă, să plecăm hotărât, să intrăm pe viteză și să câștigăm, bineînțeles, cu o distanță cât mai mare. Și la mondialele din Cehia, din septembrie, sportivii români au câștigat medalii de aur, echipajul de 8+1, aceleași Bodnar și Radiș, Marius Cosmiuc și Sergiu Bejan la dublu rame și Ionela Cosmiuc la simplu vâsle au adus aurul mondial pentru România. Cătălin Chirila a fost revelația românească la caiac canoe. El a devenit în proba de 1000 de metri campion mondial și campion european. Născut la Sarikioi, Chirila a fost inspirat de marele Pațaichin în dragostea pentru acest sport. We'll be right back.